viața ta a fost afectată sau ți-au fost încălcate drepturile, sesizează orice eveniment important pentru reghineni la adresa de e-mail info@tartv.ro, iar departamentul nostru de știri va afla tot ce contează pentru tine. Ai pierdut emisiunea ta preferată? Sau vrei să o revezi? Accesează www.dareghintv.ro, secțiunea emisiuni, sau dacă vrei să o păstrezi în arhiva personală, acum poți avea emisiunile noastre pe DVD. Bună seara și bine v-am regăsit, dragi telespectatori, la o nouă emisiune Pe un drum cu voia bună, alături de domnul Matei Mircea, seara, gazda emisiunii de curând, da, Cătălin Cioba, da, și am doi invitații pe care vreau să-i prezint. L-avem pe Racuța Vasile Petru. Bună seara, bine v-am găsit. Bine ai venit, ai mai fost la noi emisiune, dar pe alte teme. Și nu în ultimul rând avem invitat un artist plastic, după cum vedeți aici pe masă, niște lucrări deosebite pe care le puteți vedea și aici la bibliotecă, în vitrină. Petrișor Florin. Florin, bine ai venit. Bună seara, bine v-am găsit. Trebuie să vă spun că Petrișor Florin este membru al Asociației Artiștilor Plastici din Târgu Mureș. Este membru fondator al Asociației Culturale Casa Dinainte, deci din Reghin, mai cărui președinte este doamna Sorina Broj. O foarte bună, eu pot să zic că e mama mea, Sorina Bluj. Și Florin, ești pentru prima dată, cred că, într-o emisiune, nu? Da, sunt prima dată într-o emisiune televizată, puțin am și emoții. Să știi că eu am lucrări de-a tale, am cumpărat, mi-ai făcut și tu una cadou și mă bucur că eu sunt iubitor al acestor obiecte pe care tot să le descrie așa de-a lungul emisiunii. Până atunci, hai să vedem pe Racuța Vasile Petru. Tu ce mai faci din punct de vedere? Mai cânti, mai... Da, mai cânt la diverse spectacole, la chefuri, cu prieteni. La bar. Da. La bar? Poate și la bar. Alții cântă la bar, alții la bar. Da, depinde, da, cum. Și pentru că emisiunea asta pe un drum cu voia bună, haide domnul Matei să începem cu un banc. Știi că dumneavoastră... Hai să începem cu dreptul, cu un banc bun. Hai să spunem un banc simpatic. E vorba de Bulă, omul nostru de bancuri, care avea un prieten la grădina zoologică, veterinar. Și ce aibă să-i fac și o vizită la prietenul meu, să văd ce mai face, ce animale mai sunt pe acolo, se ia, se duce. Intră, când ajunge la tipul, intră în curte, erau pe afară niște cimpanzei, maimuțe, din astea se jucau, era și o gorilă. Rude de-a noastră și zice, bă, avea și el o pungă, niște banane, le dă la fiecare câte o banană, mănâncă, toate acolo, le mai dă niște mere, începe să facă cu mâinile către ele, ele răspund înapoi prin semne, scoate limba, la un moment dat se uită la gorilă și face așa, semnul ăsta, bam, gorila rupe el, dă-i, umflă, îl rupe hainele de pe el, îl trage de păr, îl izbește, îl învârtește. Ăsta începe să urle. Noroc că l-a auzit prietenul și vine repede ăla. Ce ai făcut, mă, nebunule? Bă, zice, uite ce nebună de gorilă, mă, cum o țineți afară, mă, zice, asta omoră oamenii mei, dar... Bă, ce ai făcut, mă, omule, mă? Păi uite ce am făcut, le-am dat banane, zice, m-am jucat cu ele, le-am făcut semne, le-am scos limba și că la gorilă i-am făcut așa un semn, așa mi-a venit mie. Bă, tu știi ce înseamnă semnul ăsta pe limba ei, mă? Ce înseamnă, mă? Că ai băgat-o, mă, în mămică sa, mă. Ai de mine, zice, să nu mai faci treaba asta, că noroc că am venit eu că te omor asta. În sfârșit, ăsta mai stă și
pleacă acasă. Trece o lună, se reface bulă. Nu se gândea toată ziua cum să se răzbune el pe gorilă. Cum să se răzbune? În sfârșit trece după o lună, se iară vine la prietenul lui, iară intră în curte, le dă banane, le dă portocale, mai face niște semne. La un moment dat scoate din buzunar un brici și l-aruncă la gorilă în față. Gorila stă să uită la brici, se apleacă și ia brici în mână, se uită la el, bulă, scoate alt brici din buzunar și arată la gorilă. Gorila, atunci mai stă bulă ce stă și scoate lama la brici afară. Mamă, strălucea frumos. Gorila se uită și ea prinde acolo, trage afară. Zice, gata, ea mea, zice. Se uită la gorilă. Gorila se uita la brici, se uita. Bulă la un moment dat își desface cureaua de la pantaloni și o întinde. Gorila n-avea curea. S-o prins de chestia ei și o întins-o. Aia îi zice, acum mă răspund pe ea. Și arată briciu, bulă, se uită la curea și la un moment dat bulă face cu briciu. Pac! Și taie curea, din curea. Gorila și aruncă bucata din curea, bulă. Gorila se uită la chestia ei, se uită la brici, zice, bulă, acum și-o taie. Ridică gorila briciu. Și l-aruncă jos și face către bulă. Asta mă întreb, era o întrebare. Ce diferență între un somn și un căscat? Că somnul trăiește în apă, căscatul pe uscat. Să trecem puțin la Florin Petrișor, pentru că este pentru prima dată într-o emisiune. Și Florin, de când e pasiunea asta? Cine te-a îndrumat? Sau ai pe cineva în familie care... Nu, această pasiune am descoperit-o în școala profesională. Îmi plăcea lemnul, îmi plăcea cum se poate modela, se poate sculpta și din ideea de a-ți construi casa ta în formă care o vezi tu, miniatură sau în realitate nu puteai atunci, vrea să-ți construiești o casă care să fie doar a ta. Iar atunci au luat formă diferite modele de case și... Până în momentul de față am reușit să realizez chiar și monumente din Reghin, monumente istorice. Ce folosești? Ce lemn folosești? Ca și material se folosește lemn de brad, bețe de chibrite, scobitor, furnil, placaj, lemn de plop, paltin. Și unde ai căpălărit? Ai căpălărit la țară? Știu, acum stai în Reghin. Da, acum stau în Reghin. Vacanțele mi le petreceam la bunici la țară. În vacanțe îmi plăcea să creb la bunica lemne, dădeam și o mână de ajutor și de acolo pot să zic un pic că a fost o mică atracție, o mică înclinare și... Da, foarte frumos. Chiar la sfârșitul emisiunii o să spui și telespectatorilor unde te pot găsi, poate... Chiar ai clienți așa care te sună și ai comenzi sau... Clienți sunt, dar mai puțin. Mai mult particip la diferite manifestări, târguri, festivaluri, expoziții și acolo sunt prezentate. Da, o să mai revenim, mai să mai dăm câte un banc. Poate are Raguța. Cum să spun, Raguța, Vasile sau Petru? Cum vrei. Petruța, hai, spune un banc așa că... Erau români și cu nemții în război. Și nemții dominau războiul, tot împușcau români, nu știu ce. Și la un moment dat, Iorge și cu Ion zice, hai să le facem o fază, îi strigăm și ei când se ridică, noi îi împușcăm. Fac faza, le iese, tot împușcă. Nemții se prind de fază. După un timp fac nemții, hai să facem și noi treaba asta, poate ne iese și nouă. Și strigă un neamț, face Ioane. Gheorghe stă un pic așa, Ioane. Păi zice, bă, face, Gheorghe, vezi cine m-a strigat. Apropo de război, când vezi de acum, cum mi-a spus el, zice că în al doilea război mondial, nu, erau, deja nemții erau la putere, cum ai zis tu, și ce se întâmplă? Îl prinde pe român, pe francez, pe american, îi prind nemții și îi pun într-un avion. Înțelegi? Se ducă la
în Germania, la un lager. Decolează avionul, nemții jucau cărți. Zice unul, mă, ce să mai, hai mă, zice, să facem mișto de ăștia, de români și de neamți, de francezi și de englezi, de americani, zice, hai că le dăm, zice, câte un rucsac în spate și le spunem că e parașută și îi dăm jos. Mă, zice, hai, pa, da, zice, că ce pierdere, nicio pierdere. Pac. Zice, le explică, uite care e treaba. Vă dăm câte o parașută în spate, zice, săriți, dar zice, zice românul Bulă, zice, dar cum se deschide parașuta? Zice, la cuvântul Napoleon. Când ai spus Napoleon, se deschide singură. Bine. Noi, dă, le dă parașutele, rucsaci în spate și aruncă. Pac, 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 închid ușa, s-a apucă nemția de jucat cărți, zice, am scăpat de ei, gata, n-avem treabă. Păi și la moment dat s-aude, cum zbura avionul sus, niște bătăi în afară. Bă, zice, zice unul, mă, aud bine de afară, ce motorul sună sau ce-i? Bă, zice unul, cineva bate în ușă, bă, zice, cum bate, ce-o fi asta? Și, bă, și trage, deschide ușa, neamțul, ce crezi că era, Bula nostru, dădea într-una din coace, bă, cum ai zis că-l cheamă pe ăla? El zbura, bă, păi zic că-l cheamă pe ăla, mă, că zice, mă, uitați. Zic că la un chef era eu, dar năcăjut, exact. Stătea acolo, ăștia l-au lăsat distra o gașcă de prieteni de-a lui. Era năcăjut acolo, deci unul dintre prieteni, bă, deci, pioane, ce ești așa de năcăjut, mă, ce cu tine? Și bă, am aflat că nevastă mea are sida, mă. Când aud ăștia, toți îmi cremenez de spaimă, spărea stăitor. Stai, bă, stai-te la ei. Bă, am glumit, bă, proștilor, bă, ce v-ați spăriat așa? Auzi, apropo de sida, Ion îi spune, doctorul zice, Ioane, dragă, îmi pare rău, zice, ai cancer și zice, maxim 3 luni mai trăiești. Zice, nu te mai țin în spital, pregătește-te cât e cureți. Dar zice Ion, domnul doctor, să-mi scrieți pe foaia de ieșire că după ce că am murit de sida. Bă, cum să scriu, bă, că tu n-ai sida? Ba, vă rog, scrieți. Dar de ce? Păi să fiu sigur că de măria mea nu s-o mai atinge nimeni. Și că știți care sunt etapele vieții? Și că te naști, crești, te îndrăgostești, te însori și poate te duci dracu. Exact. Sunt mai nou etape de vieții. Scurt pe doi. Florin, îi zici un banc așa scurt? Era Bulă la școală, ora de matematică și nu era prea bună la matematică și îi scoate, da, în profesoară la tablă. Era o problemă pusă pe tablă și scoate la tabla, care Bulă stă, se uită, stă. Doamne, trec 10 minute, profesorul, Bulă, ce faci? Stai și te gândești? Da, profesor, nu mă stau. Nu mă stau. Am Mândre cu gura dulce, este o piesă pe care o cântă Racuța Vasile Petru. Pe urmă intrăm în publicitate și revenim din nou în direct. Când nu-i de lucru stă în casă, nici mortă nu vrea să iasă. Când se face un sagioc, la 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 la, nu stă în casă deloc, la 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 la. Doamne, când m-am însurat, ori n-am văzut, ori am fost beat. Atunci când ne-o căzut dragă, nu s-o văitat că-i beteagă. Dar de când îi măritată, la 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 la, s-o beteagă dintr-o dată, la la la. Într-o zi m-am îniat și-am dus-o la sășerat. Când o văz că îi de lucru, o zis că o strânge păpucu. Nu-i baicuie orice face, la 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 la. Dar să lucre nu-i place, la la la. Nu știu când s-o vindeca, la 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 la. Ca stă boală-i tare grea, la 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 la. Thank you.
pensiune Anca. Vă ofer o cazare în 22 de camere de tip single, duble și matrimoniale, dotate cu TV, cadă cu jacuzzi sau duș cu hidromasaj. Mai dispunem de sauna, internet wireless, club biliard, restaurant cu mâncăruri tradiționale. 0742 428 039 Reghin, Strada Unirii, numărul 25. Pensiune Anca. Locul unde te simți ca acasă. Magazinul Dan te așteaptă cu o gamă largă de produse și multe promoții. Peste 50 de modele de aspiratoare, televizoare, mașini de spălat, frigidere. Televizoare smart de la 1599 lei. Laptopuri, tablete și accesorii IT. Mașini de spălat și incorporabile Beko, 5 ani garanție. Peste 20 de modele de cuptoare și plite incorporabile. Frigidere Liebherr, 6 ani garanție. Aparate foto și accesorii. Diverse modele de ceasuri. Cartele telefonice la cel mai bun preț. Reghin, Strada Gării, numărul 3. Telefon 0265 513 389. Magazinul Dan. Totul pentru tine și casa ta. Antrenează-te la un alt nivel cu Legs Ali Gym. Cea mai performantă sală de sport din Reghin te așteaptă cu aparate TechnoGym de ultimă generație, antrenor personal și programe personalizate, saună cu infraroșu și alte facilități premium. Informații suplimentare și programări la telefon 0365 486 886 sau la locația din Parcul Tineretului. Lex Ali Gym. Respect pentru tine! Caută și citește ultimul număr al revistei Reghinul Nostru. Prima revistă de atitudine civică și promovare a valorilor locale. Articole exclusive, reportaje concise, portrete ale valorilor locale și interviuri cu personalitățile reghinene. Totul într-un format ușor de citit și cu un design atrăgător. Revista Reghinul Nostru se tipărește în 3000 de exemplare, distribuite gratuit, iar articolele pot fi citite și pe www.reghinulnostru.ro. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Am venit din nou în direct alături de Racuța Vasile Petru și Florin Petrișor. Petru și Petrișor, acum nu, să nu vă încurcăm. O să vă chemăm și de Sfântul Petru într-o emisiune. Și alături de gazda emisiunii, alături de mine, Mircea Matei. Să mă începem cu un banc. Ne-a spus în pauză un banc bun. Da, să vă spun că un noi banc. Și, noi și când e publicitate spunem bancuri. Da, da, ne încălzim. Într-un orășel s-a construit un teatru nou și s-a pregătit o piesă de Otelo. În sfârșit, lume bună, se adună sala plină, ochi, începe spectacolul.
actorii pe scenă, publicul foarte atent. La un moment dat, pe scenă, actorul îi spune la actrița respectivă: Desdemona, să te ucid? Dar o voce din sală groasă: bă, mai bine calcul, mă, decât să ucizi, mai bine calcul. Pa, mă, începe lumea să râdă. Stai, să mai era și premieră. Pa, s-a dus spectacolul pe brânză. Mamă, directorul nervos, îl sună pe comandantul orașului: domnul colonel, uitați ce am pățit. Domnule, teatru nou, spectacol frumos, lume. Și un tâmpit zice: uite ce-o făcut. Mi-a stricat tot spectacolul. Și zice: unde-i? Păi da, unde-i? Că nu știm cine a fost. Bă, domnul director, stai liniștit. Mai fă o premieră și duminica viitoare. Bine, zice, îl prindem 100%. Fii atent, dar vin jumate din bilete, că punem o rând de spectatori și o rând de polițiști care vin civil cu nevestile, înțelegi? Și atunci nu ne mai scapă. Și zice, ce făcu? Se face duminică, sala plină, iară începe spectacolul. Se ajunge iar la faza când zice el către ea: Desdemona, să te ucid! Din sală iar o voce groasă: mai bine calcul, mă! Lumea începe să râdă, polițiștii se ridică toți, care erau un civil. Cine a fost? Nu l-a prins. Ăsta directorul nervos, iară sună pe comandant: domnul colonel, iară m-a făcut de minuni, s-a dus iară treaba pe râpă. Exact, și nu l-a prins băieții, nu l-a prins pe nimeni. Stai liniștit, mai fă o premieră ca a treia oară, fii atent, nu mai scapă 100%, îți garantez, vin și eu personal. Dar cum să facem? Zice, fii atent, va fi un spectator și un polițist, un spectator și un polițist, ai înțeles? Chem pe tot, din tot județul, pe toți, și vin, îl prindem. Și eu o să stau, zice, în sală, la ușa de la intrare, în sală, înăuntru, că nu mai fuge nimeni afară. Eu o țin, încuiată. Bun, vine duminica, începe spectacolul, se ajunge la faza respectivă, tipul către ea: Desdemona, să te ucid! În sală, liniște, mă, liniște totală. Directorul, în sfârșit, ăsta ia repetă: Desdemona, să te ucid! În sală, o liniște totală. Directorul: Doamne, zice, în sfârșit. Dar comandantul de lângă ușă, cu mâinile așa: ia să văd, mă, care mai e o călcață acum? Petruț, hai să povestim puțin despre piesele tale. Câte piese ai? Momentan am 3 piese personale. Cam de mult ai numai 3. Cam de mult. Ai fost plecat pe dincolo, ai plecat în străinătate. Te cam lăsat pe tânjală. Un pic. Cu piesele. Când următoarele piese, pentru că tu ai voce bună și nu cred că ar fi păcat să se piardă. Nu știu, sper în viitorul apropiat să mai reușesc. Eu am crezut că de-aia ai plecat dincolo, să faci bani, să faci niște piese. Da. Și spectacole așa mai nou ai? Mai nou am avut o invitație chiar de la tine, de Rusal, da. Cred. De la mine ai 3 invitații. 3 invitații. Anul ăsta. Dar totuși, noi când am început, tu ai fost chiar din început, probabil, nu? Da. La mine în grup. Da, da, da. Am ajuns la cam la 40 de interpreți tineri, dintre care 10 se cam descurcă singuri. Începutul e mai greu, rest trebuie să dai de mâini, din picioare, să ridici. Eu sper că și tu să faci acest lucru. Tu ești de pe Valea Gurghiului. Da, mai exact, la Orșova. Orșova. Da. La Orșova mai sunt 2 interprete tinere, da, care... Madalina Cofar și Alexandru. Madalina a fost în emisiune la mine, chiar are un sediscos. Și avem pe Alexandra Bruș, care iară s-o lăsa pe tânjală. Măritișul ăsta, măritișul. Și vreau să întreb și pe Petrișor acum. Se câștigă din târgurile astea unde umpli tu sau... Deci mai multe tot ceea ce vedeți și ceea ce se face, se face este un hobby al meu, se face în timpul liber. Ceea ce se câștigă într-o puțin cât se câștigă, se cumpără materiale, se reinvestesc. Nu este un câștig ca să poți să trăiești din el. Da. Acum o să urmărim un material cu o parte din grupul Graiul Neamului din Adășa, cu scenetă comică. Pe urmă o să venim la Petrișor să ne explice puțin cum se execută
asemenea, pentru că este ceva deosebit, mai ales bisericuța asta. Da, este ceva de muncă până se pregătește materialul, până ia forma respectivă, e ceva de muncă la ea. Da. Deci să urmărim materialul și revenim. Și eu și-am pățit, tu baterai nevorovit o țire. Am vorbit cu doamna nebună. Eu am luat la Paști, m-am dus, joc fai la cămin, fata dusă și e în lume, străinătate, Italia. Și apoi Italia știi tu, e mai departe ca la rănii. Și mă duc o cartelă, lenuță, n-au o nouță cumpărată. Și, bă, de rădic, receptoriu, fai frumos. Că eu așa, de nevoie să mă duc cealaltă, nu să stau pe scaun. Doamna asta i-a pus bine cu atâta lucru. Să formați bine numărul. Și Marie Muțan, dragă, Muțan, frumos. Să bine numărul. Bă, cartela și, frumos, la ureche, receptoriu, o doamnă, introduceți cartela. Bine, doamnă, mulțumesc. Ba cartela, am băgat-o acolo unde trebuie băgată. Și formați numărul de destinație. Bine, doamnă, mulțumesc. Formez numărul, dă-i. Dacă ai avut cartela, nu trebuie format, că trebuie băgată. Cartela nu se formează ca să bagă acolo. În gaură acolo. În gaură am băgat-o acolo. Și o zis că e să introduc numărul de destinație a Italiei, tu. Cartela m-a deschis vorbirea. Și apoi tăt am băgat cartela și am scos-o tăt, așa zice doamna. Introduceți cartela. Mulțumesc, doamnă. Iară, formați numărul de destinație, număr lung cu 14 numere. De m-au durut vârful gheștilor, de ciocănit. Tăt ai băgat cartela, cred că tăt ai venit-o. Cu 3-4 ture. Și ce să te faci? M-am lăsat, cam un nume putea să o bagă, tăt s-o venit. Pagubă. Mă, eu fai frumos năcăjită, mă duc la cămin și mă dau și spui la Carmen, la noră, că e neșcolită, știi treaba telefonului. Las că bine, că așa nu mă spune. Zmetină, roțile. Dar bătrâni, zmecumit, mi-e copte la cap. Și mă duc și tu, fată, tu zic, uite, ce minune mare, am băgat cartela acolo și am făcut cum o zis doamna. Și n-a răspuns, o vorbă. Zic, a, fata și măneusă. Mamă, zice, el a fost robotul, dar cine dracu l-a băgat acum? La mine alocație și la cum a zis, așa am făcut. La mine alocație și la chin robot. Și nu mi-a zis? Zice, mamă, n-ai belit numărul bun. Ai văzut? Nu s-a belit, nu m-ați întreg. Îți trei feliul de rândul, dar ce l-a stupat? Trei belituri. El. Eu unul l-am belit, l-am descoperit. Nu l-ai nimerit el care a trebuit. Și apoi să vezi altă treabă, doram nepoții. Așa, cum să nu? Și erau în casă sus și eu cu omul ăsta jos să mă duc să ne chem la mâncare. El e una într-un colț cu ăsta la urechea aici, așa, în ea. Cu ișcutuie de la mici, așa? Cu ișcutuie el, ca tața de țigân, cum era venit. Și tu fai clorat azi la mâncare. Șt! Așa. Am stat la ușă, fai frumos, să zic ce se întâmplă. Închid ușa, păzesc o țâră, făceau pa, pa. Nu știu ce-o fost aia, zic așa, pupau pe cineva, așa, nu. Papa, și că nu știu ce ea, că eu la papa le-am chemat și nu. Unde era fome și e papa? Papa, le-am chemat, viu jos, nu, omul e gata, ca să facem noi papa amândoi, că așa nu vine. Hai și lasă, nu te năcăjă, că vin imumă să așa pe spune-le, că pe nesudul e. Îi spui iar la Carmen, tu, fată, uite-ne, domne, mamă, ce, acolo au signal, vai strop și la, adică de-aia vine veșinul la noi, tot într-un suflet să suie în grădină și stă lângă un prun. Cu el așa, gândești că se ascunde. Dar ce dracu faci acolo? Acolo e signalul. Tu și aici am signalul. Vai, stroșuteam, dar la tine grădină n-ai brun. Numai la noi? No. Și uite așa ne te duci așa la noi, dragă copilașă. Cu alocație, cu robot, cu signal și noi numai nu putem vorbi la telefon. E fel. No. Da, a fost Graiul Neamului din Nadu și o parte din grup. A fost doamna Paulina Abuțiu, doamna Sava Maria și mamăuță Lenuța Luca. Am revenit din nou cu invitații de astăzi și aș vrea să întreb pe... Nu înainte de a spune un banc, pentru că timpul așa trece de repede. Și Ioane, tu crezi în reîncarnare, zice Maria către Ion. Zice Ion, crede tot cum să nu. A zice, dar cum vine asta, mă, Ioane, mă, zice, eu dacă mor, de exemplu, pot să mă reîncarnez într-o vacă? Zice, eu, nu, Mărie, nu se poate iei două ori la rând. Petrișor, hai să povestim un pic, după, să ne explici puțin despre mine. Îmi place foarte mult această bisericuță. Cât durează să faci o asemenea lucrare? Această bisericuță este realizată în totalitate din lemn de bradă.
reprezint Biserica de Lemn din incinta muzeologic din Reghin. Ca și durată de timp poate ajunge până la începând de la o săptămână, o săptămână jumate timp de realizare, depinde cât timp se alocă. Ținând cont că se fac după orele de program, după orele de serviciu, 2-3 ore, 4 ore pe zi, 6 ore, depinde. Deci care nu te întrebă, tu mai câștigi din alt... Da, lucrez în alt... Asta e un hobby, nu? Asta e un hobby. Un hobby pe care încerc să îl prezint publicului reghinean și nu numai, prin creația de diferite case, monumente istorice și artizanat, cadouri. Da, și ce categorie de vârstă cumpără asemenea de obiecte? Deci în ceea ce realizez eu începe de la un mic cadou, cum s-ar veni, care se poate face un mic produs de artizanat, până la realizarea unei clădiri. Ca și public, încerc să mă încadrez cerințelor. Eu mi-am dorit foarte mult să te am în emisiunea mea, pentru că asemenea oameni trebuie promovați și eu sper că să fie o primă emisiune de bun augur pentru tine. Să sperăm. Și să colaborăm și în continuare, pentru că eu sunt un iubitor de folclor, de tot ce ține de asemenea obiecte, deci mi-e place foarte mult. Am și o colecție acasă, luată și din, este un, nu știu, la Sibiu, la Brud, dacă te-ai întâlnit cu el acum la Reghin. Da. Un băiat care face niște lucrări extraordinare. L-am zărit în târgul de meșteri populari. Mi-a place să ai emisiuni asemenea oameni ca tine și ca băiatul din la Brud. Domnul Matei, încă un banc așa. Ai zis, că ai zis de curent, de aproape de reîncarnare, zice Gheorghe lui Ion, măi Ioane, ți-ți plac muirile alea grasă? Da, nu-mi plac deloc. Dar păi zice alea cu fundul așa mai mare? Nu, deloc. Dar alea care au celulită de-a, îți plac? Du-te, mă, hai de mine, micriață de ele. Dar tu uite, ce ai luat-o pe Maria, mă? Muieris, mă? Da. Și că după, Dumnezeu, după ce a făcut bărbatul și femeia, stătea și admira așa, capodopera. Prima dată se uită la bărbat, se uită, a, deci a stradat lucrare, frumusețe, treabă ca lumea, nu orice. Stă după se uită la femeie și, a, ce tu trebuie să te mai machiezi un pic. Și de-aia se machiază femeile. Da. Petruț, ai un banc ceva sau? Un tenismen. Te da pe sport, da. Da, pe sport un pic. Îi plăcea foarte mult tenisul, se întâlnește într-o zi cu Sfântul Petru și îl întreabă, păi vrei Sfinte Petre, acolo sus în cerul, dacă o fi să mori, este teren de tenis, mă joc și eu. Ce bă, nu știu, mă duc, îl întreb pe Dumnezeu și când ne întâlnim, îți zic. Se duce după două săptămâni, se întâlnesc ăștia iară și îl întreabă, nu, ce au zis, este, nu este? Ce? Am două vești pentru tine, una bună și una prostă, cu care să încep? Păi începe cu aia bună. Păi aia bună e că este teren, te poți juca liniștit. Și apoi aia prostă? Aia prostă e că mâine ai meci. Mâine ai meci, da, știi ce scria pe crucea socră-sa lui Ion? Și sub această cruce grea, zaș și beată socră mea. Două luni de mi-i trăia, zășeam eu și citea ea. Da, exact. Apropo, zice că, zice Gheorghe la Ion, Ioane, băi Ioane, tu ai auzit că a murit socră ta, mă? Eu nimic. Bă, tu auzi? A murit socrata, bă, Ioane, bă, tânără, bă. Eu nimic. Bă, Ioane, a murit socrata. Aud, mă, dar nu pot să râd, mă, că zice că mi-o crepa buzele, mă. Așa zice George către mine. Bă, Ioane, ce nu spui și tu spărietoare în grădină? Dar nu trebuie că mă riată zoi acasă. Da, e de spărietoare. Aici văd că ai și cruci. Da, sunt triori, și contrabas. Cruci. Sunt, de exemplu, triori. Casa de acolo, te-ai ghidat după o casă sau așa din imaginație? Aceea este o casă, reproducere, casa memorialului Mihai Eminescu. A participat la diferite expoziții, diferite manifestări. După cum se vede, este pusă în partea de jos, ar fi o carte întredeschisă din două bucăți de lemn care ar simboliza cartea în care și casa poetului.
Acoperișul este realizat din bețe de chibrite și este unul dintre monumentele istorice din de la Ipotești. Sunt niște lucruri care nu le face oricine, nu? E care cu talentul lui. Da, da, nu le nu le face oricine și nu le vezi oriunde. Și de aceea, pe această cale, dacă se poate, aș dori să invit reghinenii, ori de câte ori este o manifestare, să participe cu drag la ea și să admire lucrările diferiților artiști. O să vorbim și despre următoarele evenimente care au loc și unde te pot găsi. Până atunci, luăm o scurtă pauză de publicitate și revenim. Lansează-ți acum business-ul pe site-ul zi-de-zi.ro. Promovează-ți afacerea, oricât de mică îți este. Pe zi de zi, 10.000 de oameni vor afla despre tine. Ai reclamă timp de 6 luni la 235 de lei cu TVA inclus. Business-ul tău se relansează pe zi-de-zi.ro. Accesează zilnic reghinulnostru.ro și citește articole exclusive, reportaje concise, portrete ale valorilor locale și interviuri cu personalitățile reghinene. De acum ai zilnic pe site articole noi, iar lunar poți citi unul din cele 3000 de exemplare distribuite gratuit în tot orașul. Citește Reghinul Nostru, prima revistă de atitudine civică și promovarea valorilor locale. Vrei să-ți înveselești viața sau să faci o bucurie cuiva drag? Floreria Flamingo este soluția ideală. Aranjamente din flori naturale și artificiale, decorațiuni, cadouri pentru toate ocaziile. Floreria Flamingo, cartierul Libertății, bloc 2, parter și galeriile Kaufland. Preluări comenzi telefonice și livrări la domiciliu la telefon 0742 820 347. Floreria Flamingo, adevărați maestri ai bunului gust. Zile și nopți te scoate din casă. Fii acolo unde se desfășoară cele mai tari concerte, party-uri și evenimente. Află tot ce te interesează despre cele mai căutate locații din orașul tău. Baruri, cluburi, cafenele, restaurante, hoteluri și nu numai. Zile și nopți, împreună dăm viață orașului. Din cel mai bun grâu, produsele noastre de calitate îți oferă un gust inegalabil, sănătate și mai mulți bani în buzunare. Pâinea noastră, mereu proaspătă, îți întregește familia. Produsele de panificație ale brutăriei Giugiu le puteți găsi la magazinele situate în cartierele Gării, Unirii, Salcămilor și Mihai Viteazu. Brutăria Giugiu, pâinea familiei reghinene. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
Florin Petrișor și Racuța Vasile Petru sunt invitații emisiunii de astăzi, iar eu, Cătălin Cioba, împreună cu domnul Mircea Matei, suntem gazdele emisiunii. Să vă spun un ban scurt, ce care este cel mai periculos loc din lume? Și Căpatul, acolo mor 80% din oameni. Corect. Normal, nu? Da. Am vrea pe Petruț, vreau să te rog să necăți așa o strofă dintr-o doină, să vadă lumea că chiar știi să cânți. Da. Să nu celești, știi? Te încurajăm. Mult mă întreabă inima, păi dorul ni de cineva. Păi eu i-am spus inimii mele, eu i-am spus inimii mele, păi că ni e dor și jele. Păi de tinerețele mele, păi de tinerețele mele, dar n-am avut parte de ele. Da, foarte frumos. Într-adevăr, ai voce, deci nu-i playback aici. În direct. În direct, live. Da, la capelă. Live. Petrișor, ar vrea să... Eu știu că cei ca tine nu prea sunt sprijiniți de către ce care trebuie să fie. Ce crezi că ar trebui făcut să vină sprijinul vostru? Într-o mai mică sau mai mare măsură, pot să zic că suntem sprijiniți. Mă refer la nivel mai înalt, nu aici, în regin sau... La nivel mai înalt, da, încă suntem mici. Sunt mulți care sunt acolo sus și nu știu că există asemenea oameni. Da, asta așa e, asta așa e, în privința asta, nu știu ce să zic. Eu zic că e suficient să vină să vadă unele dintre produse la diferite manifestări, să le studieze, să le aprecieze și la rândul lor să ducă mai departe ideea, să ducă mai departe produsul, să-l prezinte altor persoane și părerea mea din vorbă în vorbă, din om în om, se află și se știu. Da, eu chiar mi-aș dori să vii la spectacolele mele, am o grămadă, un aer liber, chiar poate după emisiune mai povestim. Și eu spun că la țară oamenii mai mult apreciază ca la oraș. Cu cea mai mare plăcere, cu cea mai mare plăcere și sunt deschis la orice manifestare. Să vorbim și despre unde poți tu fi contactat sau chiar la sfârșitul emisiunii. Până atunci, domnul Matei, spuneți bancul ăla cu chineză. Da. China e o problemă cu natalitatea, se nasc copii mulți, de obicei femeile nasc gemeni, tripleți. Și s-o gândesc și ei, băi, cum să facem să nască și el un copil sau să nu se mai nască atâta copii, suntem prea mulți. Și fiecare, unul, doctor, bă, ce fac ceva pastile, altul niște injecții, să le dăm, dar nu merge, zice, nu, la bărbat, nu. Zice unul, domnule, uite ce m-am gândit, e singura soluție, simplă ca bonjour. Fiți atenți, zice, în sălile de cinematograf, luăm cea mai mare sală de cinematograf din China, are vreo 5.000 de locuri, scoatem toate băncile afară, fotoliile, și zice, proiectăm filmele pe tavan sus. Și proiectăm filme numai pentru adulți. Iar la cinematografele, când rulăm aceste filme, nu au voie să intre decât bărbați. Îi punem pe toți pe spate, unul lângă altul frumos, ca să vadă pe tavan filmul de adulți. Cu treburile, filmele. Și zice, lăsăm câte un metru între ei, așa, și dăm drumul la film. Stăm până când se înfierbântră băieții bine, până când sunt în formă maximă și pe urmă, pe fiecare rând, o să apară câte un
gagiu cu coasa în mână și începe la cosire de castraveți. Fie o soluție, da. Da, e simplu. Zice, care este diferența dintre o femeie și o oaie? Zice, oaia zice B și femeia zice numai B. Apropo, zice că un anunț, o tânără, de o femeie de vreo 50 de ani, 4 către 50 de ani, foarte bogată, cu bani, dă un anunț pe Facebook, pe tot, peste tot, și scrie, sunt o femeie bogată, cu mulți bani, am mașină, am tot ce trebuie, caut bărbat frumos și la urmă eu cu mici defecte. Am și câteva mici defecte. Bun. În sfârșit, vine unul, vine altul, până la urmă la lege pe unul, ce tu îmi placi. Tu vei fi soțul meu, vrei să fii. Păi, îți ofer tot ce-ți dorești. Bani, mașină, e soțul meu, da. Bine, vine și noaptea, prima noapte de amor, zice ea, dezbracă-te, el se dezbracă, zice, acum mă dezbrăc și eu, și el se uită la ea să vadă cum arată, dezbrăcată. Și când se uită, femeia avea un sân aici și un sân în spate. El, păi zice, ai spus că ai mici defecte, ăsta e mic defect, zice, dar ia de acolo, auzi băi, dacă nu-ți place, să mă pupi în fund. Ce? Nu, eu. Adică, nu știu. Zice că George din vreme să barbărea în fiecare dimineață. Zice Maria, bă, George, după ce te barberești așa în fiecare dimineață? Și tu, Maria, după ce mă barberesc, parcă-ți mai tânăr cu 15 ani. Și nu, gata, de-amu te barberești sara. Nu știu, sunt cu polițaiul. Cu... A, da. Eu sunt în evidență. Un polițist, sectorist, săracul, merge la secție dimineața cu un pinguin mic, un pui de pinguin după el. Pinguin, tic, tic, tic. Ce, comandantul? Păi, Costele, dar ce-i cu puiul ăsta de pinguin? Păi, domnul colonel, l-am găsit, era în par, zice, ce să fac cu el, era seară, nu știu, de unde a apărut, eu l-am luat, păi ce să fac cu el acum să-l luăm, ce să fac cu el? Cum ce să faci, bă, cu el? Du-l, bă, la grădina zoologică. Bine, bine, domnul comandant. A doua zi vine Costică, sectoristul, iară cu pinguină după el. Păi, bă, dar nu ți-am spus să duci la grădina zoologică? Păi l-am dus, domnul colonel, l-am dus și la grădina zoologică, l-am dus și la cofetărie, l-am dus, l-am dus și la film, este tot l-am dus. Vine un țăgan așa plin de aur în gură, toți dinții de aur, la stomatolog. Și doctorul, bă, țăgan, dar și căuta mie toți dinții de aur, nu știu ce. Și domnul doctor a venit să-mi pui alarmă. Petrișor, cam emisiunea se cam apropie de sfârșit, ar vrea să le spui telespectatorilor unde poți fi găsit. Sau ce evenimente, la ce adresă? Deci, pe Facebook mă pot găsi la de Florin Petrișor, este adresa de Facebook în care găsesc produsele mele ce au fost realizate pe momentul de față și sper să fie la diferite activități, cum ar fi târg de meșe populari, diferite festivaluri, așteptăm invitații dacă se poate și... Și așa în afara județului ai avut ieșiri? În afara județului am reușit să merg anul trecut, cum a fost de Crăciun, la festivalul de la Brașov, Fulg de Nea, în care a fost un prilej bun pentru a colabora cu diferiți meșteri populari și a face un schimb de experiență. Socializarea e cea mai importantă și eu de multe ori mă duc doar pentru a cunoaște oameni care într-adevăr au ceva de spus. Petruț, ce planuri de viitor ai tu? Hai să vorbim din punct de vedere muzical. Eu mă aștept la tine la mai multe. Și chiar sper să realizez mai mult. Timpul le rezolvă pe toate. Da, timpul trece. Asta e problema. Zice domnul Matrion Bancă. Hai să spun ăla cu concursul în America cu laxativul. Nu auziți? Care reușește să bea un kilogram de laxativ și să urce la cel mai înalt nivel într-un zgârie nor, fără să facă treaba mare. Era venit germanul din Germania, rusul, francezul, din toată Europa, din toată Asia, toți concurenți, care ajungeam la cel mai înalt nivel, primeau un premiu de 50.000 de dolari, erau bani. Și bine, fie că începe primul.
rusul, ia laxativ, o taie, urcă până la etajul 10, nu mai poate. Renunță, abandonează. Merge francezul la etajul 15, germanul la 20. În sfârșit îi vine rândul la Bulanost, bea laxativul și o taie. Dacadam, dacadam. Când ajunge la etajul 10, pac, laxativul își face efectul. Ce să facă? Se uită, vede pe coridor un cărucior cu un copilaș mic de vreo 2 luni, îl ridică sus, face treaba în cărucior la copilaș, pune copilașul înapoi și o taie mai departe. Că nu erau camere de la vedere, știi, să-l vadă. Și doamna, mama lui, nu știu unde era, pe acolo, fost intrat. Încă nu a văzut. Da, nu a văzut nimeni. Merge mai departe, pe la etajul 30, iară la pucă treaba. Bă, un umor de beat, căzut lângă ușă, să chinuia să scole. Pac, îi trage pantalonii jos, face treaba la ăsta în pantaloni, îi trage înapoi, taie, nu l-a văzut nimeni. Când ajunge, în sfârșit ajunge la ultimul etaj, își scoate fundul pe fereastră și dă a treia lovitură. Gata. El e vingătorul. A doua zi, în New York Times, pe prima pagină, scria mare: ieri în New York s-au întâmplat 3 minuni ale lumii. 1. Un copilaș de 2 luni a făcut caca greutatea lui de 3 ori. Deci un bețiv a făcut caca între pantalon și izmene și zice un meteorit a lovit mortal o bătrână. Asta a făcut lună seara. Așa întreabă George: băi, Vane, tu de ce ești afară din casă când cântă nevastă ta? Așa să nu creadă lumea că o bat. Da. Deci că Ion și Maria merg pe stradă. Zice Maria către Ion: măi, Ioane, eu zic ceva, dar să nu te superi. Măi, zic. Băi, zice, eu sunt lesbi. Nu, pe netul Maria, dar pe ce e lesbi? Nu, zice, vezi pe femeia de acolo, de pistă drum? Da. Mie îmi place de ea, vreau să fac dragoste cu ea. Stai, Ion, să gânești. Și tu, Maria, și eu sunt lesbi. Zice că... Asta, scurt, e scurt? Da, da, da. Bun. Gheorghe către Ion: Ioane, am 2 vești, dar Ion zice, combină-le. Zice, bă, Ioane, să știi că ne înșală nevastă ta, mă. Da, din păcate, emisiunea de astăzi a luat sfârșit. Racuța Vasile Petru, Florin Petrișor și domnul Matei Mircea, alături de Cătălin Cioba, vă spune noapte bună și să ne întâlnim și vinerea viitoare de la 21:30. La revedere! La revedere! Știu că trăiesc, lumea asta nu-i făcută de cei cu avere multă. Banii degeaba îi strângi, ca să cheltui nu ajungi, mă. Care-și cheltuie banii, nu știți când să mușezască, le place ca să trăiască. Lumea asta nu-i făcută de cei cu avere multă. Banii degeaba îi strângi, ca să cheltui nu ajungi, mă. Nu-i făcută de cei cu avere multă.
banii degeaba îi strângi, ca să-i cheltui nu ajungi, măi. Lumea asta nu-i făcută de cei cu avere multă. Banii degeaba îi strângi, ca să-i cheltui nu ajungi, măi.